Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1873, la data de 17 octombrie, s-a născut Gheorghe Țițeica, matematician și pedagog român. A fost profesor la Universitatea și la Școala Politehnică din București, membru al Academiei Române și al multor academii străine, precum și doctor honoris causa al Universității din Varșovia. În 1895 obține licența în matematici și este numit profesor suplinitor la seminarul Nifon. În anul următor, după ce promovează examenul de capacitate pentru profesorii universitari de matematică, pleacă la studii la Paris. Datorită lucrărilor sale de geometrie diferențială, publicate în diferite periodice de profil, devine celebru în lumea științifică și este ales ca președinte al secției de geometrie la diferite congrese. A fost ales membru corespondent sau membru al mai multor academii din mai multe țări. De asemenea, a fost ales de mai multe ori președinte al Societății de Științe Matematice și al Societății Române de Științe. La 15 mai 1913 devine membru titular al Academiei Române, în anul 1928 vicepreședinte, iar în anul următor secretar general al prestigiosului For Științific. De asemenea, tot pe data de 17 octombrie, în anul 2008, a trecut la cele veșnice Gheorghe Pavelescu, etnolog și folclorist român, apropiat al lui Lucian Blaga, autor a peste 200 de studii despre arta tradițională, folclor, magie populară și etnomedicină. Originar din comuna Pianu, județul Alba, Gheorghe Pavelescu a fost profesor universitar la Cluj-Napoca și la Sibiu și doctor honoris causa al universităților din Cluj-Napoca, Sibiu și Alba Iulia. Ca student a frecventat cursul de filozofia culturii al lui Lucian Blaga, apoi a devenit doctorandul său. Gheorghe Pavelescu este și primul care a salutat într-un articol de ziar numirea lui Lucian Blaga la Universitatea din Cluj-Napoca. A urmat studiile primare în satul natal, studiile gimnaziale la Sebeș, cele liceale la Orăștie, urmând ca studiile universitare să le urmeze la Cluj-Napoca și București. A fost licențiat în filosofie la Universitatea din Cluj-Napoca în anul 1940. La nici 30 de ani, devine doctor în trei domenii diferite, sub conducerea unor somități ale culturii românești. Astfel a fost doctor în sociologie și estetică cu Dimitrie Gusti, doctor în filosofia culturii cu Lucian Blaga și doctor în etnologie și folclor cu Romulus Vuia. Toate titlurile poartă calificativul Magna Cum Laude.